Ediția din acest an a turneului de fotbal 4 regiuni pentru Europa, competiție rezervată copiilor în vârstă de 16 ani, va avea loc la Suceava în perioada 2-7 august. La acțiunea organizată de Consiliul Județean au fost invitate să participe selecționatele regiunilor Schwaben din Germania, Mayen, Franța, Cernăuți, Ucraina și Suceava, România, meciurile urmând să se dispute pe stadionul Arenii. Echipa Sucevei va fi pregătită de antrenorii Ciprian Anton și Bogdan Grosu, care se vor baza în cea mai mare parte pe fotbaliști provenind de la cluburile Sporting și LPS Suceava. Ciprian Anton a spus că tratează cu mare seriozitate acest turneu, așa că au început antrenamentele încă de acum 2 săptămâni. Ținând cont că la ediția precedentă, care a avut loc în Franța, sucevenii s-au clasat pe locul al doilea fără să piardă vreun meci, ei și-au propus ca la turneul găzduit de orașul nostru să facă o figură la fel de frumoasă și, de ce nu, să câștige competiția, ceea ce ar reprezenta o premieră pentru Suceava. Până la startul ediției 2011-2012 a Ligii a 4-a, a mai rămas o lună de zile, prima etapă fiind programată la data de 14 august. Iar luni, 18 iulie, la sediul Asociației Județene de Fotbal, se va stabili țintarul competiției, care va avea la start 16 formații. Conducerea AJF Suceava preconizează ca în Liga a 5-a să se joace tot în sistemul anterior, de 3 serii, iar în caz că discuțiile purtate până acum cu edilii unor localități ce nu au echipe în campionatele patronate de AJF se vor concretiza, să se recurgă la un sistem cu 4 serii. Până în prezent și-au anunțat intenția clară de a se înscrie în Liga a 5-a în sezonul 2011-2012 echipe noi precum Falcău, Vama, Frasin, Dumbrăveni, Ciocănești, Zvoriștea, Bogdănești, Fundul Moldovei, Bursuceni, Moldovița 2 și Argel, altele urmând să dea un răspuns până pe 15 iulie, data limită de înscriere, respectiv Stulpican, Crucea, Moara, Frumosu, Todirești, Ilișești, Dărmănești, Hârtop, Horodniceni, Cașvana sau Cacica. Într-un comunicat al Asociației Județene de Fotbal Suceava se arată că data de vineri, 15 iulie, apare în calendarul AJF ca dată limită la care echipele cu restanțe își pot achita debitele și se pot înscrie în noul sezon competițional. Tot până la această dată, echipele nou promovate, Avântul Volovăț, Moldova Drăgușeni și Turbo Forest Poiana Stampei, vor trebui să facă toate demersurile ca bazele lor sportive să îndeplinească cerințele impuse de FRF și AJF pentru a se putea înscrie în Liga a 4-a. Vor fi de asemenea verificate și alte baze sportive, în special cele la care s-a constatat în sezonul trecut că lucrările la vestiare, suprafața de joc sau gardul împrejmuitor nu s-au încheiat. Începând cu 4 iulie 2011, s-a dat liber la transferuri de jucători la echipele ligilor a 4-a și a 5-a, urmând ca acestea să se poată perfecta până cu 48 de ore înainte de începerea campionatului. Sportivii de la secțiile de tir sportiv de la CSM Suceava și CSS Rădăuți au avut o comportare foarte bună încununată cu medalii la finalele Campionatului Național de Tir Sportiv pentru Junior 1, competiție găzduită de poligonul Iosif Sârbu din București. Chiar dacă sunt abia Junior 2, sportivii celor două cluburi au avut o prestație excelentă în prima zi a concursului, când au urcat de două ori pe podium în competiția pe echipe. Astfel, la proba de pușcă 60 de focuri culcat, cei trei sportivi de la CSM Suceava, Alexandru Bahan, Iulian Andriescu și Iulian Marcu, au urcat pe podiumul național, lor, câștigând medalia de bronz, în timp ce în competiția feminină echipa CSS Rădăuți, formată din Maria Dudici, Andreea Robciuc și Camelia Lungu, a avut o evoluție peste așteptări și, deși sportivele sunt încă junioare 2, au reușit să cucerească argintul la aceste naționale de junior 1. După părerea antrenorului Ștefan Buiucliu, competiția a fost una foarte dură, atât din cauza caniculei, cât și pentru faptul că aceste naționale sunt premergătoare campionatului european și au rol de selecție și realizare a baremurilor pentru lotul României ce va lua parte la concursul continental de Junior 1. El a spus că toți participanții au avut mari probleme cu vremea caniculară și asta din cauza echipamentului special de tir sportiv, ce nu este tocmai subțire, dar cu toate acestea, sportivii noștri s-au adaptat foarte bine și au o pregătire fizică generală foarte bună și au reușit rezultate meritorii, mai ales la fete, unde au urcat cu un loc peste ce se așteptau. Pe lângă medalii, cei trei sportivi din lotul național de Junior 2, Alexandru Bahan, Iulian Andriescu și Maria Dudici, au reușit să-și doboare și recordurile personale în această probă. În cea de-a doua zi a naționalelor, sucevenii au reușit să urce pe podium de 7 ori, respectiv de 6 ori cu echipa și odată la individual, astfel că bilanțul final la această întregere de anvergură cuprinde 9 medalii la juniori 1. Revenind la a doua zi de concurs, aici CSM Suceava a bifat o medalie de bronz la individual prin Alexandru Bahan în proba de 40 focuri picioare, dar și alte 3 locuri 3 cu echipa Bahan Andriescu Marcu în probele 3x40 focuri, 40 focuri picioare și 40 focuri genunchi. Tot la concursul de 3 poziții, echipa feminină de la CSS Rădăuți, Dudici, Robciuc, Lungu, a completat argintul din prima
ultima zi cu alte două locuri 2 în proba de 3 ori 20 focuri și 20 focuri picioare, dar și un loc 3 în competiția de 20 focuri genunchi. După aceste rezultate, Alexandru Bahan urmează a fi convocat în lotul național de junior 1, el fiind actualmente junior 2 și component al naționalei la categoria sa de vârstă. Ștefan Buiucliu s-a declarat mulțumit de evoluția sportivilor suceveni, deși la aceste naționale nu s-a tras extraordinar, nefiind doborât niciun record. În continuare, componenții secțiilor de tir sportiv de la CSM Suceava și CSM Rădăuți vor reveni în poligon în luna septembrie, când vor avea loc etapa de Cupa României, dar și finalele campionatului național pentru juniori 2. Federația Română de Fotbal a făcut miercuri împerecherea meciurilor din turul 1 al Cupei României ediția 2011-2012. Cele două reprezentante ale județului Suceava, gruparea de Liga a 3-a Rapid și câștigătoarea fazei județene a Cupei României Minerul Iacobeni, vor juca una împotriva celeilalte. Meciul se va juca într-un singur tur pe 20 iulie cu începere de la ora 17:30 pe terenul formației ce activează în Liga a 4-a. Tehnicianul Rapidului Bogdan Tudoreanu a spus că ei vor trata cu maximă seriozitate acest meci pentru că și-au propus un parcurs cât mai lung în Cupa României. După partida din cupă, ceferiștii nu vor mai reveni la Suceava, ci se vor îndrepta către Vatra Dornei, acolo unde își vor efectua stagiul de pregătire centralizată. Ajunși pentru prima dată în istoria clubului pe tabloul principal al Cupei României, fotbaliștii și oficialii Minerului Iacobeni speră și ei la un rezultat favorabil în confruntarea cu Rapid. Cu toate că noi vom relua pregătirile abia sâmbătă, vom încerca din răsputeri să nu ne facem de râs, cu certitudine că lotul Rapidului este mai valoros, însă noi vom beneficia de avantajul terenului propriu și de suportul fanilor, un aspect care nu este deloc de neglijat, a precizat antrenorul Minerului Iacobeni, Relu Buliga. Interesant este că pe tabloul competiției organizate de FRF apare și numele defunctei cetatea Suceava, care în primul tur ar fi trebuit să întâlnească în deplasare echipa ieșeană Rapid Dumești, nou promovată în Liga a 3-a. Atacantul Nathanael Pavel, originar din Dumbrăveni și crescut în curtea grupării Dinamo, nu se mai antrenează cu nou promovat în Liga 3-a Sporting Suceava. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a plecat să susțină probe de joc în Austria, urmând să revină la formația pregătită de Ovidiu Ciobanu și Bogdan Grosu doar în cazul în care nu se va concretiza nimic acolo. Începând de luni după amiază, împreună cu lotul lui Sporting, se pregătește și fundașul central Denis Maranda, de la Viitorul Liteni, care a evoluat ani buni în Liga 3-a pentru gruparea CFR Pașcani. Principalul Ovidiu Ciobanu a spus că Maranda este un jucător cu mare experiență care le poate fi de ajutor și prin prisma faptului că poate evolua pe mai multe posturi. Tot în această perioadă s-a prezentat la antrenamentele formației sucevene și atacantul Ștefan Liutec, care în returul campionatului trecut a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu al Rapidului, acesta având șanse mari să ajungă la un acord cu Sporting. Maranda și Liutec vor debuta pentru Sporting în amicalul cu Delta Tulcea, care va avea loc la Câmpul Lung Moldovenesc.